Curajul nu e doar despre muncă și forță, e nevoie și de multă inteligență pentru a ajunge la prețioasele medalii. La Jocurile Olimpice de la Paris, România așteaptă cele mai multe medalii de la canotaj. Pentru campionii de la canotaj, energia vine la pachet cu muncă, forță, dar și cu inteligență. Este multă matematică în spatele fiecarei curse contra cronometru, iar drumul spre medalie depinde și de osutime. Cred că inteligența face diferența de a fi campion sau a fi pe locurile 2-3-4. E un sport care necesită foarte multă gândire, tehnică și atenție. Canotajul este un sport academic, este multă biomecanică, multă matematică. Trebuie să-ți folosești creierul mai presus de mușchi. Canotajul este într-adevăr un sport greu, dar pe cât de greu, pe atât de frumos. Sunt studii care au arătat cât de greu este canotajul. Din cunoștințele mele, canotajul este a doilea cel mai greu sport din lume. Chiar dacă petrec aproape tot anul în cantonamente, sunt unii campioni din canotaj care vor să continue munca în acest sport și după ce își termină cariera. Mă văd mergând mai departe tot în această zonă. Mi-aș dori să rămân în această aria sportului, poate ca antrenoare, poate ca președinte de federație. Ce faceți după ce vă lăsați? După ce ne lăsăm, ce facem, Marius? Ne relaxăm. Ne dorim foarte mult să avem și copii și nu ne dorim doar unul, ne dorim mai mulți.